Elevii ai Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian și Liceul Veșeleni din Salău au sărbătorit în avanpremieră numărul Pi, participând la un inedit concurs de memorare a decimalelor lui Pi. Concursul a devenit tradiție în organizarea Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian din Salău. Domnule profesor, asistăm la un eveniment inedit astăzi. Este un concurs de memorare, zic, o metodă inedită, cred eu, de promovare a tot ceea ce înseamnă matematică în rândul elevilor, iar numărul lor este mare aici în această sală. Așa și este, așa am și dorit. Concursul nostru de memorare a decimalelor lui Pi face parte dintr-un proiect internațional la care noi ne-am raliat, cei de la Pi. Suntem la 3-a ediție, ziua numărului Pi. Din acest an o putem spune în 3 limbi, Pi Day, ziua numărului Pi, sau în maghiară, pentru că am hotărât în preajma zilei de 14 martie, sau dacă vreți în preajma zilei de 15 martie, când știm ce se întâmplă în Ardeal, am vrut să demonstrăm că dincolo de dezbinare, dincolo de lucruri care se pot întâmpla, matematica poate să unească. E foarte interesant ceea ce ne spuneți. Copiii văd că au început deja să scrie pe decimalele lui Pi, sunt foarte multe. Decimalele lui Pi sunt foarte multe, e adevărat, sunt în număr de infinit, sunt o infinitate de decimale. Interesant este faptul că ele nu se repetă după anumită regulă, tocmai de asta e atât de fascinant acest număr. Trebuie spus de asemenea că mâine, când este ziua de 14 martie, este un eveniment în care timp de o secundă timpul universal se suprapune peste decimalele lui Pi. Competiția este una cât se poate de interesantă și are și câteva reguli clare. În primul rând, foile de concurs, le veți primi de la noi, vor fi semnate de domnul director, care chiar acum mă ajută cu ele, așa că nu se va lua în considerare altă foaie decât care are semnătura domnului director de aici, gazda noastră. Cu tot ce ați venit pregătiți, surse din care ați învățat, vă rog să le puneți deoparte. Telefoane, foi, orice altceva din care se poate copia. N-am dori ca pe parcurs, sigur că noi o să fim între voi și o să vă vedem. Chiar voi poate ne semnalați, știți că cu tare se mai uită și unde nu trebuie. Avem aici o mână de voluntari care vor trece pe la voi și vă vor ajuta să vă dați lucrurile care conțin informații despre numărul Pi. Deci, acum, dacă doriți, să intrați în acțiune. Timpul de concurs e nelimitat, dar... Ce vor trebui să facă, practic, doamna profesoară? E știu, dar am să spun. Pe foaia de hârtie să scrie numele propriu, în primul rând. În al doilea rând, să treacă numărul Pi, 3 virgulă, asta toată lumea știe, și următoarele decimale la care contează ordinea. Elevii au intrat rapid în atmosfera de concurs. Te-ai pregătit pentru concursul de azi? Da, am învățat 136 de numere. Cam cât ți-a luat să înveți atât de multe numere? Da, mi-a luat mai mult de oră. Foarte tare. Ești pasionată de matematică? Un pic. Un pic. Îmi place când pricep. Competiția își propune să atragă elevii spre matematică prin metode educaționale inedite. Domnule director, în primul rând, bună ziua! Ne aflăm la un eveniment inedit găzduit de școala dumneavoastră. Bună ziua! Îmi pare... am o mare plăcere, deosebită plăcere, să particip la a 3-a ediție a numărului Pi și mulțumesc colegilor de la API că m-au contactat și sunt deosebit de fericit că am putut să particip eu și împreună cu colegii mei și elevii noștri. Ce se întâmplă practic astăzi aici? Astăzi este o zi deosebită. În primul și în primul rând este inedit pentru că colaborăm elevii și profesorii a două școli, ce este foarte important, suntem în aceeași curte și este respect față de colegi, una. A doua parte este numărul Pi. Ce este numărul Pi? Au început, unii nici n-au știut ce e asta, dar au început să se gândească, să se cerceteze și asta este practic matematica. Competiția a cuprins inclusiv metode de utilizare a calculatorului pentru determinarea decimalelor lui Pi. Numele meu este Ioana Ionescu, sunt profesor de informatică la Colegiul Tehnic API și am coordonat împreună cu o colegă de-a mea, Gavrici Loredana, concursul de soft pentru determinarea decimalelor lui Pi. Cum adică un concurs de soft? Ce înseamnă asta? Ia explicați-ne. Fiindcă avem profil de informatică care se presupune programare, elevii au realizat un programel care determină cât mai multe decimale ale Pi.
Văd că au venit și cu postre aici, s-au implicat cu toții, e ceva deosebit. Da. Câștigătorii competiției au fost toți participanții.